oameni mari și fără minte. Să ajungi la o anumită vârstă și să te comporți ca la 20 de ani poate fi uneori de admirat. Dar nu și atunci când distracția înseamnă doar desfrâu, fără niciun alt scop sau interes. Doamnelor, odată ajunsă la o vârstă, este nevoie de o anumită decență. Domnilor, să știți că în multe cazuri, trecutul doamnelor voastre ar trebui să vă dea de gândit. Altfel, se poate ajunge la povești precum cea pe care o veți afla imediat. Doar aici, la Ochii din Urmă. Sărut, bună, doamnă. Bună ziua, domnule. Am înțeles că ați bătut cale lungă. Da, tocmai de la Botoșani am venit 700 de kilometri ca am o mare necaz. Doamne, vă ascult. Am un băiet. Să vă trăiască, pe Costeluș. Doamne. Am un copil, are 40 de ani. Mulți înainte. A cunoscut acolo la noi în târg o fată de la frizerie. Sunt surata cu 5 ani. Am stat noi acolo la grămadă, merge treaba, ba nu mergea. Ea nu știa să facă nimica. Nimica nu știa, nici un borș, nici o mâncare de barabuli, nici niște sărmăluță în fui de curechi, păi nici și... de fotbal, păi nici o curjoluță. De ce l-ați lăsat suia de soție? Păi știam eu ce poamă e dânsa. Ea e mai tinerică decât fiul dumneavoastră? Nu, 40 de ani are. Dar are la activ domnul Ernest 3 căsătorii. E la a treia căsătorie. E la a treia și atunci eu am văzut că nu e ceva în regulă. Dar am tăcut. Într-o zi, că a văzut ei că, na, nu se prea înțeleg cu mine, zice băiatul, mamă, noi plecăm la București. Mă duc cu luminița, facem bani, facem nu știu ce. Măi, băiete, dacă la București sunt câini cu colaci în coadă, du-te. Am tăcut din gură, m-am dus. Când eram într-o zi acasă, în curte, în ogradă, mă strigă cu mătră. Și hai să-ți arăt ceva cu mătră. Și ce credeți că mi-arată pe telefon? Noră mea, ia căutați dumneavoastră pe face bucla luminița lui Poaie să vedeți cum e acolo. Ia ca să vă convingeți și ca să vedeți de pe ce vorbesc eu. Și de ce sunt așa de supărată și de bulversată și de amărâtă. Aia cu părul blond și cu fusta până la jogleie. Ia uite-o. Astea sunt pozele de care ziceați dumneavoastră? Da, da, ia dați mai departe. Haideți, că astea, doamnă, sunt... Că nu, e, ce... nu. Mai dați o leac mai încolo, așa, mai la vale. Dați de alea, de ochiate. Ia uite, ce v-am zis? Da. Ia uitați-o cum arată. Mai are nițel și zăvet că ia uitați și chiloței are. Se cam complică un pic treaba. Păi vedeți? Și i-am dat telefonul la băiat. Mai băiete, tu ai face buc? Nu, mamă, că am eu timp de astea. Dar nevastă ta are? N-are, mamă, luminița face buc. N-are. Haideți să facem o experiență. Adică? Adică să mă ajutați dumneavoastră să-i dați un telefon. Și să zici, vai, dragă, sunt un client de-al tău. Și vreau să mă întâlnesc cu tine, să bem o cafea, că te-am văzut așa de frumoasă ați și mai de... Ați încercat asta, ați mai făcut asta, nu și-a căzut vreau în campană. Vreau o premieră cu dumneavoastră. Vă dați altcineva, vă dați... Ziceți-mi, doamnă, dați-mi numărul, haideți că 0720. O secundă, stați un pic să-l deblochez. Vă rog, 67... Ce-am ajuns să facem, glume? Faceți bine la... Ia, o secundă. Alo, bună ziua! Sărut mâna, luminița? Da. Bună, Radu la telefon. Ce faci? Bine fac, dar nu știu care e Radu. Mai tuns, o tunsoare bros, așa? Nu prea mi-aduc aminte, păi la cât de ocupată... Dar pe ce să te scot în oraș la o cafea? Dacă ai avea timp. Mai stăm și noi de povești. Să zic cu dragă așa șoptea, dar știi cum sunt? Dată peste cap, îți plină de trebușoare. Ai, băi... Ia nu întreabă, e măritată? Poate mai vorbim tot. Treaba ta că e măritată. Adică n-aș vrea să fac vreo gafă sau ceva, să fii căsătorită, știu că nu, păi nu te cunosc așa de bine. Nu, nu ofer, iască Dumnezeu, apoi cum să fiu căsătorită? Ai văzut? Ai văzut ce am zis? Dacă nu ești căsătorită, atunci nu ieșim la o cafea? Păi nu, poate pe altă dată, zău. Sau poate ai un iubit gelos și nu te lasă ăla? Așa. Ei, iubiți, de unde atâtea? Sunt singură, singuric. O fată ca poftim. Tine, așa, singură. Ia, hai, poftim. Asta e, nu-i întâlnit omul potrivit. Vine luminița, te mai gândești și mă suni. Da, desigur, vorbim pe Facebook mai bine. Te-am pupat. Ei, amul v-ați convins? Doamne. Urmăriți-o și aduceți în probe ca să arăși lui băiatul meu. Salut!
Luminița. Luminița Lupoaie este suspecta. Pe ea va trebui să o filați. Prea multe detalii nu am să-ți dau despre dânsa. Este bănuită de infidelitate. Dacă ei vedea contul de Facebook, mi-ai dat dreptate. Doamna este la a treia căsătorie. Din câte am înțeles, este de loc din Moldova, din Botoșani, stabilită în București cam de 3 ani de zile. Lucrează la o frizerie, are destul de mult timp liber, o să fie distractiv. O să ne distrăm, o să afli și tu, cu siguranță. Cum rezisti omul în căldura asta? Spor la treabă. Mulțumesc mult! Ce cald e. După telefonul dat din redacție, Ernest are deja o primă probă de infidelitate. Iar detectivii încep misiunea. Montează camere de supraveghere și microfoane în tot apartamentul soților Alupoaie și vor sta pe urmele luminiței 24 de ore din 24. În apartamentul soților Alupoaiei. Haide, mă, ce înseamnă asta, măi? Pe masă, măi? Aici te găsesc să le pui, măi. Da, tu m-ai făcut să-mi curat. Dar unde vrei să le pui? Pe unde? Pe jos, nu știu. Da, da. Când am făcut și eu curat, că vin oamenii aceia. Păi tu iei cămea și tu. Ce înseamnă, mă? A, mă, ce naibii, o mai lustrăște atât. Ai dă-l din Doamne iartă, mă strânge și da, dă ce și tu din fața mea. Am și eu, zic că vreau să mă odihnesc. Și am putei trezi, nu puteai după ce plecau oamenii aceia. Nu, mă, după program. Păi, după program, după program. Te-am spus că plec la pești, ce vrei. Ce crezi, că dacă stau acasă cu toată ziua, trebuie numai să robotez, să strâng. Haide-mă, lasă-mi, nu trebuie, dragă, ți-am spus eu că trebuie. Și asta e acest. Nici astea nu ai fost în stare să le speli. Două bă, mă ocup și eu. Nu, serios acum. Vreau și eu un pic de liniște, se poate în casa asta. Eu se poate, dar ce? Muncesc o săptămână ca un rob și vreau să mă duc și eu să dau la pești. Tu ce la menajeră, nu nevastă. Ai la nevastă, dar vreau să încep să sar calul și nu e frumos. E, da. Deci încerci și sarcalul și chiar nu e frumos. Iet! Și gunoi aici! Nu fusești mai devreme afară? Nu puteai să-l ieși pe ăsta? Am uitat, Iet. Mai uită omul, că ești bătrân. Uită, nu la tine tot timpul. La 40 de ani am semn de la ăla. Cum îl chema pe neamțul ăla? Alzheimer. A, da? Începi să-mi facă semn cu ochiul. Ferească Sfântul! Dumnezeu ferește, până nimerește, știi cum e. Și uite că s-a nimerit ca unul dintre detectivi să fie ochi și urechi la ușa blocului. Bună, iubii, ce faci? Hai că am să-ți dau o veste bună. Pleacă al meu mâine la pescuit. Mă gândeam că poate îmi faci o vizită. Chiar nu poți. E, dacă preferi să stai cu nevastă ta, atunci rămâi cu ea, asta e. Mă duc cu el la pescuit, mă distrez și cu asta basta. Hai, bine, pa, te pup, pa. Cu alte cuvinte, când motanul nu e acasă, șoarecii joacă pe masă. Și motanul sigur nu-i costel, omule. Păi dacă i-a căzut în plasă lui Ernest... Vă dați seama ce femeie e. Atunci rămâi pe urmele ei să vedem cine e iubii ăsta. Bună! Bună, mai, ce faci? Hai să te pup. Ce faci? Așteptam, da. Așadar, Luminița și Costel sunt oameni primitori. Păi cum altfel să fie moldovenii? Bine te-am găsit. Să rămână pe cine? Hai să treci. Hai, Dima. Hai, bine te-am găsit. Ai venit cu bine, hai. Ce să faci? Hai să ne apucăm de treabă. Ca să nu vin cu mâna. Ce treabă ai lăsat alea acolo? Lasă-le de lasă-le. Deci mie cărțile celea, că așa mi-e dor din banii lui vecinul din pensie. Au, mama mea. Hai, vecine, să te fac repede. Abia am luat-o pensia. Nevastă, fă și tu datoria din nevastă. Ia și tu ăstea de aici, aduci niște pahari, pune că... Da, ia ce am de desfac. Mâncarea-i fudulii, băutura-i temelii. Hai. Ce jucăm? Hai că... Mersi. Două. Ia te sună. Două. Așa. Una la vecina, două la vecina, două la vecinul, una la băiatul. Ia, te-l văd și pe ăsta, mă, lăsați-o grădeala, trăiați familia. A venit, a zis că... Hai, da, intră, a venit, hai. Hai că ai respectat ora, gata. Gata, hai că te așteptăm, uite. Hai, ce? Că și din banii tăi am nevoie. Hai, pune acolo să-ți fac un pocăraș. Ce jucă? Ia-și tu. Pe vecinul l-am curentat ora asta. Hai că plânge masă aici. Ia unde vrei să stai. Ce faci tu, Ștoică? E, ce să fac? Nu vezi? Cu Ștoică, cu 40 de ani. La selfie-și, mă, las-o. E ce? Sigur acasă? Home alone? Da, ca filmul ăla. Și cât te trezuiesc. Un pocăraș. Poker. Un pocăraș. Pa ce?
Pe... Hai tu asta pe pedepsă, că lui vecinul nu i-a venit pensia. Tai eu sau tai tu? Stânga ta e dreapta primește, nu așa e? Așa e. Cine tai? Luminița. Stânga ta e dreapta primește. Luminița, poți să stai lângă mine? În dreapta începem. Stai lângă mine că îmi porți noroc. De ce vrei să porți noroc, hă? Hai să vezi ce noroc îi porți acuși. Vă aduc niște vin. Ia du-te, tu lasă și vinul și aduci ceva să băgăm sub stomac. Hai, bine, bine. La roade. Hai. Celofanii astea. De ce, pe porunci, da? N-am mare lucru, un ful. Să mor eu dacă n-am fintă. Ia uite-o. Ești tare. Se vede. Da. Da? Fără să umblu, fără nimic. Da. Poruncă. Bine, mă, hai. Bă, dar ce noroc am avut. Fii atent aici. A, ești norocos. Ai făcut ceva în scăldătoare când erai mic. Nu, dansăm. Facem amândoi, mă? Ți-e rușine? Mie. Yeah. Hai. Oh. Hai, vină cu acea amii noi să ne uităm. Ne delectăm privirile. Ia uite cum încep eu. Așa, așa, băi. Super. Oh, bărbățele, băbărțele. Aleu, valiu. Da. Aoleu, aoleu. Bă, frate, bă, ești nebun, ia uite-mă pe ăștia, oamenii ăștia, la 50 de ani. Ți-ți vine să crezi? Aoleu. Na, mă, na. Băi, omule, ia uite, uite ce pătrățele pe ei, plasă de Buzău curat. Ia uite-te la ei, oameni în toată firea, frate. Adică ce vrei să zici, colegul? Că noi ăștia la 40 și ceva de ani, 50, nu mai simțim gustul, nu mai avem plăcerea? A nebunit lumea, om. Chiar că așa e, a nebunit lumea de tot. Îți zic eu, e mult mai bine ca la 20 de ani. Pe porunt. Da, nene. Cine pierde, câștigă. Păi ce vrei, mă, dacă n-am nimic la ce să mai ia? La cartier, la cartier, ce să cuțiesc? Adică n-ai nimic acasă? Luminița? Ai. Scumpeta vieții mele? A... Dacă tot ai pierdut, trebuie să-ți dau poruncă. Scaun, dans. Ce-s... Tu... Așa, deci dans la scaun, ia nu scaun vă... dans. Uite, acum ia să că ia și să stau pe scaun, mă pui gata. Nu, nu-l trage. Dar vreau să fii mai încolo, că dacă îl duci acolo, că eu nu văd cu ochii drăgi. Tăi... Acolo. Na, e bine. Ia să vă mă, știi soția mea? Ia. Pe tine nu te interesează că e porunca mea. Special pentru tine. Ia. Ia să vă, special pentru tine. Mamă, mai nebunit. Vecine, da. Ai luat... Ai luat... Dar fii atent că aici nu e bine. Că porunca care i-am dat-o eu... Văd că vă convine și vouă de ea. E normal. Da. Și e băieți clizeala asta, că vă auziți de la lift. Salut, salut. Păi hai să vezi ceva. Uită-te și tu la... Uită-te la ei, de 4 ore joacă poker pe porunci. Ca să vezi și pe dezbrăcat. Nici care avea 15 ani, uită-te la ei. Da. Mamă, dar ce arsenal au acolo oamenii. Văd că s-au cam dat la băutură, a? Da, să știi că au consumat destul de mult, da. Luminița a băut și ea? Bineînțeles, anturajul s-a cam încins și atmosfera pe acolo. Frate, toate ca toate, nu știu, poate sunt eu mai conservator, dar mie sincer, nu-mi plăcea să văd pe nevastă mea că se dă în stambă așa de față cu toți prietenii mei. Și eu cam caut-o cu lumânarea, Costel, sincer. Da, adică... nici mie nu mi se pare normal, doar că, na, anturajul, atmosfera s-a încins. Am aflat cine e iubi? Încă nu am aflat, dar... Nu, stați pe urmele ei, că din ceea ce îmi dau eu seama o să fie o seară destul de lungă, mai ales dacă e ciupită doamna noastră, o să fie cu distracție. Am obosit. Hai, gata, nu? Da. Nu voi fi un orșel. Că deja m-a luat amețeala. Nici voi că e doar șel. M-a luat amețeala. Costele, nu te-ai supărat, da? Că am jucat pe porun. Da, frate, nu m-am supărat. Eu am lansat cu tine sfârc la sfârc? Da. Da. Păi și atunci. Am zis eu ceva? Detectivii observă ceva. Soția ia telefonul pe furiș. Treiule, ești pe poziții? Să dai repede camera de-n baie. Fără selfie nu putem. Să vezi acolo show. Un pic cam dezbrăcată, soția își face poze provocatoare, la fel ca și cele pe care le-a văzut soacra ei. Întrebarea este cui le trimite, căci e cert, Costel nici nu bănuiește ce face Luminița în aceste momente. Poate merge la pește? Păi dar nu că poate, de ce le-am scos peste? Le tirăm acum la un pește, ardem și un cretărescu. Ca băieți așa să fie bine, să nu fie rău.
Vedem dacă prindem, prindem, dacă nu mergem la magazin. Mergem cu toată lumea. Cu toți, nu? Da, mă, o ieșire, așa, e liber, frumos, elegant, cât de cât. Stai așa, cred că mă sună nevastă mea. Au! Ce au? Securitatea. Da, găinușa mea. Sunt la o zugrăveală, da. Sunt cu Coselino. A, zugrăvin paharul. Nu, nu, nu te lua după el, mă. Nu, e că-i de apă minerală. Da, 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 da. Da, găinușa mea. Mă duc să zugrăvesc bucătăria, da? Bine, hai. Pa, pa. Ce-ai făcut, mă? Chiar noi avem nevoie de zugrăvit bucătăria. Bine, o să vin eu. Nu, dar ai zis-o la fix. Ai zis gravă de serviciu. Da, ai zis bine. Zici că sunt sconx, mâncați așa, mă miroase asta de oriunde. Nu râde, mă, nu râde, parcă zici că am ridicat coada și, da, și imediat, da, m-a prins și asta, ne vedem mâine. 4 și un sfert, 5 și ceva. Am înțeles. Tudor, stai că mergem și noi, ne vedem mâine dimineața la 5. Vezi că am o veste pentru tine, mâine dimineață pleci la pescuit. Deci să te vă la datorie. Bine, să-mi aduci undițe, momeli. Aduc eu undițele mâine. Normal, tot ce vrei. Aole, mă, pui, unde-s toți? Păi eu plecat, că pe Tudor ți-l o chema nevastă asta, securitatea l-o găsit. A plecat ăsta și a plecat și vecinii, că mâine dimineață la 5 la pește. Nici măcar n-am apucat să-mi cer scuze că m-au luat. Da, m-am cerut eu scuze pentru ce. Stai și tu jos, că nu vezi să mă pus la ăsta. Stau jos, nu vezi ce e aici, trebuie să mă apuc să le spun. Tu fii femeie gospodină la casa ta. Da, că parcă mai zic. Da, mai ar începi cu de-astea. E, las, că nu încep. Păi și atunci. Continui, duci și tu gunoi? Da, mă, da, uite acum, nu m-am măsurat și eu. Îl duc și o lecuță mai târziu. Dacă ar ști Costel ce nevastă are la ușă, lucrurile ar sta altfel. Detectivii rămân în gardă pentru a afla cine este acel iubi. Ora 23:15. Luminița nu are deloc somn și se apucă să ducă gunoiul. Cam târziu am putea spune. Vezi că soția a ieșit din scară. Recepționat, sunt în fața blocului. Bine, rămâi acolo după ea. Trebuie să vedem unde se duce la ora asta. Hai că văd, intră eu după ea să văd unde se duce. Zi răcunește-mi că m-a lăsat asta pe ochi în soare. Culmea tupeului. Femeia și-a găsit un amant chiar în blocul în care locuiește. Un bărbat care o primește cu brațele deschise în miez de noapte. Cine este oare vecinul? În fața blocului se strâng vecinii lui Costel, toți pregătiți de plecarea la pescuit. E ora 8 de pesc. E, păi noi după ei am așteptat să ne sune, da, apoi ce o să faci? Sună ei. O adormi prea mult. Da, am dormit și eu aseară ca porcul să ne îngolesc. E, las, că am adormit și eu după ce ai adormit. Da, uite-i, mă. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, e la altă, mă, că am venit eu. Păi noi am așteptat să ne sunați voi, măi, așa. Exact, frate, mii de scuze. Am asta e, ce sună. Pocnit-o ieri la muncă, m-am obosit. Asta e. Măcar așa. Mai bău și două bari de vin, hai să treci. Și Luminița, Luminița, tu ce ai făcut? Luminița? O dormi și el lângă mine. A dormit? Ai avut tangențe, hă? Bă, ce vă mai place, mă? De ce? Henry moare de drum lung și de grijă altuia. Eu în tine aveam încredere, mă. Știu. Bietul bărbat nici măcar nu bănuiește că a dormit singur în pat mai bine de jumătate de noapte. Vecinii pleacă într-un final de acasă, 6 într-o mașină. Detectivii după ei. Ora 10. Ajung pe malul unei bălți din județul Călăraș. Detectivii devin și ei pescari și rămân aproape de subiecți. Vino cu uite aici. Acolo mai la umbră voi. Hai, lăsați-ne până la soare mergem. Nu, nu la soare, să stăm la să ne bronzăm. La soare să se usuce că sunt. Vino, ce uite ce loc. Mă, ce că e bine, uite loc de picnic, nu e acolo. Acolo sunt căpușe. Nu sunt căpușe acolo. Noi. Bine, mă, stați voi acolo, noi stăm aici. Taberele se formează repede. Bărbații încep partida de pescuit, iar fetele se destind la o ședință foto. Așa? Și așa? Bate, dar mai amețit cu atâtea poze. Câte îți faci? Ai fată multe, ca să vadă lumea unde sunt, ce? Unde e? Lângă un foc. Păi, dar nu știi. Acum toată lumea are Facebook. E la modă, fată.
Eu nu pun poze așa ca tine și nu... Păi de ce mă trebuie să afle lumea unde ești? Acum pe bun. Eu una, când o văzut pe Vărășoară mea, tocmai din fundul Moldovei, de în Flămânzi, să pun undeva de până lângă Botoșan pe acolo. Ia poze, când mulgeva. Poze, când scoate morcovă din pământ. Poze când ia ouă. Mai știu ce mai face pe acolo. Hata poze, și cu sapa mână. Iată ce să nu fac, iată ce frumos e aici. Să afle și lumea. Păi, mie da, să nu-mi dai tag de ăla, că nu vreau să vadă bărbate menu. Eu vreau să-mi țin bărbatul așa. Să-l țin eu sub observație, să știu clar. Eu îl sunt de noră în oră de la servici, îi fac toate poftele. Că un minut, e mult minut, o secundă l-ai scăpat din ochi, am dreptate și gata. Imediat. Să nu se simte, nu se simte din contră, lui îi place. Îi fac toate poftele, îi gătesc, ce, gata, deci nu, eu așa eu fac. Nu știu ce să mai zic cu bărbații ăștia, că eu nu prea mai am încredere. Eu sunt la a treia căsătorie, dacă știți. La a doua căsătorie, bărbatul meu m-a înșelat, l-am prins cu prietena mea cea mai bună în pat. Dar păi ce să mai zic, mai în patul meu, unde casa mea, unde stăteam cu el și mâncam la aceea strapchin. Apoi ce să mai zic și de bărbatul meu? Îți spun pe sincer, nici în el nu pot să am încredere. Nici nici. Apoi acum sincer. Zici și tu, el toată ziua la muncă. Eu știu ce face la muncă. Nu, poți să-mi zic că e la muncă și să fie în altă parte. Unul la muncă, doi la muncă. Și că telefonul îl are pe parol. Stau acum, îți zbinguie toată ziua, bună ziua. A, asta așa cum o fi. Merge la masă. Și că acolo în fondul Moldovii nu-i semnal. Știu eu, e semnal, nu-i semnal. Doi la muncă și să băgați. Asta-i. Da, dacă e la oadică, ne trăim clipa, mă. Ne mâncăm mălaiul, ne visăm și ne vedem de drumul nostru. Ce să mai? Ne distrăm. Păi asta zic și eu. Se spune că iubirea este oarbă. Ei bine, în acest caz, Costel este cel orb. Nu bănuiește absolut nimic din ce face soția lui. Și asta pentru că Luminița știe să se ascundă foarte bine. Nu mai contează nimic. Oricum bărbații se duc și colo, și stânga și dreapta. Apoi noi femeile ce facem? Să așteptăm acasă și când vin de obosit de la muncă, nu ne dă nici măcar atâtica? Apoi eu mai îmi dau seama. Fie tânăr, fie bătrân, fie bogat, fie sărac, apoi contează să aibă bun și te desfac. Că până la urmă, nu știi cum e. Top hop, nu știi nimic. O să faci treaba și basta. E crezi că ce fac altceva. Haide. De câte ori vine la mine, aoleu, sunt obosit. Aoleu, păi și eu ce fac? Aștept să vină 80 de ani să nu se mai uite nimeni la mine, nu? Taci că mi-ai de gândit acum. Cu alte cuvinte, dacă femeia a fost înșelată, acum vrea să plătească și ea cu aceeași monedă. Adică nu e cu sentiment. Să rămâi pe urmele ei, că femeia asta ai grijă, e unsă cu toate alipiile. Dacă nu prindem niciun biban, facem și noi un grătar. Păi da, doar de asta am luat mici și ea, să facem grătar. Detectivii se tot gândesc cine o fi vecinul amant. O fi tânăr, bătrân, sărac sau bogat. Orele se scurg repede. Dansul și voia bună se opresc când noaptea vine. Căsuța noastră, cuibușor de nebunit, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră. Ciao, ciao. Ciao, pa. Din nou, în miez de noapte, detectivii observă mișcare. Luminița iese tiptil din cabana de lemn. Doamna asta e pasăre de noapte, se pare. Sigur a ieșit să mai agațe câte ceva. Hai că mă țin după ea. A ieșit la pescuit. Se întâlnește cu un bărbat. Vezi și tu cine e? Hai lua cheia. Eu uite ce-a văzut. Hai să vezi. Păi ești nebun, e Tudor. Cu vecinul? Cu vecinul. Cum mă, cu vecinul ăla bătrân, ăla în vârstă de 50 de ani? Păi da, nu-i mai place morcovul tânăr, îi place ăla bătrân. Ei bine, acum înțeleg detectivii de ce bărbatul îi face atâtea complimente, de ce dansau mai tot timpul împreună și de ce era el atât de atent tot timpul cu ea. Gesturile erau interpretate ca și glume, dar adevărul este altul.
Un adevăr murdar care se petrece fix sub ochii propriilor soți și la numai câțiva pași de ei.